Pentru aceasta, un pas hotărător pe care Oneștiul a făcut a fost alegerea unui operator regional. Constanța a ajuns la Onești în urma unei achiziții publice, selecție de ofertă, și a fost selectat ca operatorul apreciat capabil să modernizeze sistemul, să presteze un serviciu de calitate. Asta este condiție prioritară pentru accesarea fondurilor europene, ca și modalitate de modernizare, de dezvoltare a sistemului. Sistemul de apă și canalizare, pentru a fi modernizat, a fi dezvoltat, necesită fonduri uriașe. Și nici o unitate administrativă teritorială și chiar nici operatori puternici nu sunt capabili, nu au disponibilități financiare pentru a dezvolta sistemul care există, de exemplu, la Onești. Pentru aceasta, unitatea administrativă teritorială trebuie să facă parte dintr-o asociație de dezvoltare intercomunitară și să aibă un operator puternic care să facă față sarcinilor, nevoilor unei comunități. Așa a ajuns Raja la Onești și ca prioritate fixată, pe lângă prestarea serviciului 24/24 apă de calitate și curățirea apei uzate, a trecut imediat la dezvoltarea unui proiect de modernizare a sistemului de dezvoltare de extindere pentru a se ajunge la dezideratul ca 100% din populație să aibă apă curată, apă potabilă și să beneficieze de o tratare într-o stație de epurare modernă. De asemenea, trebuie reabilitate conductele care afară ați văzut în ce stadiu sunt. Mi s-a prezentat câteva situații de avarii. Domnul director Nan, director coordonator al centrelor zonale, știe, numai dânsul știe cum menține sistemul în funcțiune să vă poată presta serviciul permanent, continuu, cu apă de calitate. În acest sens, noi am trecut la un program investițional care să ne permită atât accesarea fondurilor, cât și derularea investițiilor în prezenta perioadă de programare pe programul operațional Infrastructură Mare. Cu sprijinul consultantului județului Bacău și cu sprijinul autorității de management din cadrul Ministerului Finanțelor, noi am trecut imediat la elaborarea acestui program de finanțare, care va cuprinde în principal investiții prioritare, o listă de investiții prioritare, a căror valoare estimată este în jur de 44 de milioane de euro. Aceste investiții sunt pe alimentare cu apă. Ați văzut ce greutăți avem din punct de vedere al asigurării 24/24 a apei potabile. Avem orașul Onești, are o singură aducțiune, o conductă care alimentează orașul, o conductă cu probleme din punct de vedere al stării tehnice, cu avarii dese, care normal întrerupe furnizarea apei de la ore chiar la și zile. De curând a fost o avarie în care Raja a trebuit să se implice pentru a scurta timpul de remedierea defecțiunii, pentru a asigura oneștenilor apă. Pentru asta trebuie o sursă de alimentare cu apă alternativă. Oricând, când ai depins de o singură conductă, oricând se poate întâmpla o avarie, mai mică sau mai mare, care creează cel puțin disconfortul, dacă nu lipsa de apă. Și vorba de, în regim de urgență, să identificăm, să dezvoltăm, să construim, să asigurăm o sursă alternativă de apă și ne-am propus o sursă nouă de apă cu stație de tratare, ca să asigurăm, indiferent de situație, apă continuă și de bună calitate. Va fi o sursă de apă cu stația care asigură 140 de litri pe secundă, o investiție la circa 7.698.000 de euro. Asta este prioritatea pentru a asigura apa continuă.
A doua investiție va fi reabilitarea rezervoarului de magazinare. Aici, pe dealul Cuciur, este zona unde sunt depozitele de apă. Din sursa de apă vin și orice operator trebuie să aibă depozitele de apă asigurate, pline, cu apă de calitate, tratate ca să fie bune pentru consumul uman. Bazinele care sunt aici, le-ați văzut, avem afară și documentarea lor în stare inițială, cu tot felul de probleme din punct de vedere al igienei sanitare cea mai elementare. Pentru aceasta, sunt trei rezervoare de câte 10 metri cubi de apă, 10.000 de metri cubi, și patru rezervoare de 1.000 de metri cubi, trebuie să reabilitate, curățate, făcute, date consumului în condițiile cele mai bune. Va fi o investiție de circa 1.600.000 de euro. În continuare și subliniez, va fi o abordare a întregului program investițional ca listă prioritară de investiții. Am avut discuții astăzi cu consultantul județului Bacău și s-a pus problema cum vor fi tratate aceste investiții, care e prioritatea lor. Ne-am înțeles cu toții și cu reprezentanții Ministerului Mediului, Ministerului Fondurilor Europene, că toate sunt de aceeași importanță și vor fi abordate simultan. Ulterior să vă și explic. După aceste rezervoare, în aceeași ordine, este sectorizarea rețelei de distribuție a apei. Este vorba de o multitudine de probleme create datorită presiunii. Nu este un sistem cu o tehnologie controlată, cu o tehnologie modernă. Apa cade sub presiune, sunt zone în care presiunea apei de conduct ajunge la aproape 8 bari. Asta creează mari probleme. Conductele slabe cedează, pleznesc, avarii tot timpul, pierderi de apă și populația fără a beneficia continuu de apă potabilă. De aceea trebuie să sunt zone unde trebuie redusă presiunea apei ca să meargă în condiții normale din punct de vedere tehnic și operatorul să poată să presteze serviciu în condiții de siguranță. Și atunci se reduce presiunea în zonele acestea și se controlează mult mai bine pierderile, dar se va dezvolta și o altă investiție ca acolo unde sunt clădiri înalte să se asigure presiunea până la ultimul etaj, să aibă ca și cel de la parter. Și atunci vor fi acele hidrofoare pe care le știm cu toții mai pe românește, care vor ridica presiunea în blocuri să ajungă apa fiecare să beneficieze în aceleași condiții. Vor fi două investiții pe cele de sectorizare, vor fi cam 110 km de rețele sectorizate și 31 de obiective unde va fi asigurată apa în condiții de aceeași presiune și debit. Investiții la 1.150.000.000 de mii de euro și respectiv cele cu hidrofoarele 1.300.000 de euro. În paralel se merge cu reabilitarea rețelelor de apă. Ați văzut că rețelele sunt fier, azbociment, improprii sănătății umane și mai ales de foarte mulți ani, 50 de ani sau cât ori avea, 60, cum, de când vor fi băgate în pământ. Numai pământul mai ține apa, dar 80% din ea se scurge și numai 20% beneficiază populația, în condițiile în care a beneficiat până acum. Noi încercăm să reabilităm cât se poate mai mult. Sunt cam 13 km de conductă care va fi reabilitată, scoasă, înlocuită cu materiale moderne care asigură și presiunea și calitatea apei și tot ce trebuie la nivelul secolului 21. Aici este am abordat investițiile în sistemul de alimentare cu apă în Onești. Sunt investiții care în mod sigur vor asigura o calitate a apei și un serviciu, va permite și operatorului să presteze un serviciu
și în condiții de satisfacție pentru populație, dar și cu cheltuieli mai puține. În continuare, am abordat în programul investițional alimentar sistemul de canalizare. Ați văzut sistemul de canalizare trebuie să ajungă până în anul 2018-2020, programul de finanțare pe investiții mari trebuie să ajungă la nivelul ca fiecare cetățean să beneficieze de acest serviciu și municipiul, orașul, întreaga comunitate să beneficieze de epurare, tratarea apelor uzate într-o stație de epurare. Este condiție impusă de Comisia Europeană prin directivele pe canalizare ca toate localitățile, peste 2000 de locuitori, să fie acordate la o stație de epurare modernă. În acest mod sunt protejate atât condițiile de mediu, cât și sănătatea populației. În această zonă noi ne-am gândit la dezvoltarea unui program investițional care să prevadă stația de epurare, inclusiv treaptă terțiară. Într-o stație de epurare acum este necesară, pe lângă eliminarea substanțelor nocive, toxice și a fosforului, aici aveți și industrie, nu e cum o știam, dar este industrie și trebuie să avem în vedere metale grele și alte substanțe care trebuie. Deci va fi o stație modernă, inclusiv treapta terțiară, care să elimine orice substanțe care ar dăuna sănătății populației și mediului. Apa epurată să poată fi deversată în emisar. Aici avem trotușul, avem râurile, pentru a se asigura valorificarea apei tip cascadă. Cei de la Val de Onești să folosească apa pe care dumneavoastră o aruncați. Să treacă din nou într-un sistem de tratare, să devină potabilă și să poată să o consume și așa până la mare, la Marea Cea Mare, să meargă în cascadă apa să fie folosită de toată populația. Va fi o investiție care de dimensiunea a 65.000 de locuitori populației echivalentă, la o valoare de 17.400.000 de euro. În paralel se va merge cu extinderea rețelei de canalizare menajeră, la ce avem acum, să putem să colectăm apa uzată de la întreaga populație, sistem de canalizare pe circa 31 de kilometri, la o valoare de 7.900.000 de euro. Și trebuie să revedem și sistemul de canalizare existent, reabilitarea lui pe 3 kilometri, au fost identificați ca necesitate de către noi, prin studiile efectuate până în prezent, la o valoare de 1.200.000 de euro. Sunt lucrări care vor permite atât operatorului să presteze un serviciu de calitate, cât și locuitorilor oneșteni să beneficieze de un serviciu de calitate în ceea ce privește protecția mediului, a sănătății fiecăruia. Deci acestea sunt investiții care au fost prinse într-un program investițional cu activități care, conform legii, a acordului cu Comisia Europeană, a ghidului solicitantului, este acord între Comisia Europeană și Guvernul României, vor fi derulate pe termene minimale, cu eforturi să reducem cât se poate în cadrul prevăzut legal timpul de implementare și punere în funcțiune. Deci sunt investiții la circa 44 de milioane euro. Este o cifră estimativă care a fost evaluată ca fiind necesară și am trecut deja la procedura de elaborare a aplicației. În primul rând, noi
am avut în vedere organizarea activităților ca să atingem un termen țintă și un obiectiv în ceea ce privește când se pune în funcțiune, când oneștenii vor beneficia de un sistem modern de apă, de canalizare. Acest grafic de realizare, de derulare a activităților propuse se întinde din luna iunie, imediat după ce am preluat serviciul, și până în noiembrie 2019 suntem în perioada de programare, în termen de programare a programului Operațional Infrastructură Mare, care este 2014-2020. Perioada în care vor fi acordate fondurile pentru dezvoltarea investițiilor. În acest sens, am procedat la elaborarea, după, pentru a face o aplicație, ne trebuie o companie specializată în astfel de activități, companie care trebuie achiziționată. Am spus și anterior, sunt termene legale pe care le trebuie să le respectăm pentru fiecare activitate. Noi mergem la termenul limită. Limită, a fost, limită la minim. La minim, da. A fost elaborată deja, deci a fost stabilită elaborarea documentației de atribuirea contractului de consultanță, cel care va face aplicația pentru cererea de finanțare, cu studiul de fezabilitate, documentațiile de atribuire a contractelor de lucrări, tot ce ține de dezvoltarea proiectului. Deja această documentație de atribuire a contractului de consultanță a fost întocmită. Vinerea ce a trecut am transmis-o la SEAP, e structura electronică care trebuie să o evalueze și să procedăm după aceea la procedura efectivă. Dacă îmi permiteți, domnul director, poate să spună că dacă accesați sistemul electronic de achiziții publice SEAP-ul, o puteți vedea deja pe SEAP. Da, și toți cei interesați, bineînțeles că această documentație scoasă pe SEA va fi consultantă de toți consultanții din România și din străinătate și vom avea oferte în ceea ce privește prestarea acestui serviciu de elaborare a documentației a aplicației pentru cererea de finanțare. Avem termen ca din luna iulie deja să trecem la procedura de achiziție a consultantului. E termenul limită minim de achiziție. În septembrie consultanța va începe elaborarea aplicației. Este, va dura, este o perioadă minimă de 6 luni necesară pentru elaborarea aplicației. În cerințele autorității contractante, a operatorului noastră, vor sta și aceste termene ca nevoie a dezvoltării cât se poate de repede a investițiilor ca să putem să asumim să fim beneficiarii fondurilor europene și a guvernului și așa mai departe. Asta înseamnă că în luna aprilie deja avem o aplicație în care pe care putem să o promovăm pentru aprobare, semnarea contractului de finanțare către Ministerul Fondurilor Europene. Am spus că încercăm să diminuăm cât se poate de mult timpul de a se ajunge la punerea în funcțiune a unui sistem modern, sens în care, imediat cum consultantul va elabora documentațiile de atribuire a contractelor de lucrări, nu așteptăm să semnăm contractul de finanțare. Vom scoate imediat la achiziție contracte de lucrări ca să demarăm cât se poate de repede execuția investițiilor. Aici, operatorul Raja a înțeles nevoia și face un efort deosebit. Finanțează aceste lucrări imediat cum încep, este posibil să înceapă lucrările. Finanțează lucrările ca să se execute, să fie puse în funcțiune, urmând ca banii investiți să fie ulterior recuperați prin cererile de rambursare
din banii de proiecte. Asta înseamnă că începând cu luna februarie, aprilie, martie, februarie, așa deja se trece la atribuirea contractelor de lucrări, respectiv la executarea lucrărilor de investiții. Lucrări de investiții care încep să fie puse în funcțiune, în funcție de dimensiune, sunt cum e stația de epurare, se atribuie contractul și proiectarea și execuția și atunci vor începe lucrările mai târziu. Va fi pusă mai târziu în funcțiune. La lucrările de rețele este fidic roșu, deja este cu proiect tehnic cu tot, imediat se intră în execuție. Vor termina mai repede și de aceea o parte din ele vor fi puse în funcțiune mai devreme, dar cert este că la sfârșitul lunii noiembrie, în decembrie 2019, sistemul de investiții dezvoltat prin acest program va fi pus în funcțiune. Asta înseamnă că ne încadrăm atât în perioada de programare, cât ne sunt la dispoziție banii europeni, cât și din punct de vedere al nevoii de a avea un sistem modern. La acest program investițional, fondurile necesare sunt alocate, sunt suportate în proporție de 75% grant de către Comisia Europeană. Acestea sunt regulile la ora actuală. 75% din fondurile europene grant, 2% unitate administrativ teritorială, 23% operatorul și bugetul de stat. Sunt fonduri care, prin analiza cost-beneficiu și toate documentele pe care consultantul le va elabora, vor fi stabilite în funcție și de suportabilitatea populației. Sunt elemente care vor fi avute în vedere în analiza care va face parte din aplicația de finanțare, anexă la acelea de finanțare. Este un program, un grafic de activități ambițios. Operatorul Raja are experiență și a mai trecut prin astfel de situații. Am avut proiecte care într-un an și jumătate de la inițiere au fost finalizate și am reușit să, ca în termenele legale care trebuie respectate din punct de vedere al achizițiilor, al atribuirii contractelor și așa mai departe, s-a mers la minimum posibil și am reușit să implementăm, să derulăm, să finalizăm cu succes un astfel de proiect. Acesta este mai ambițios, dar și nevoile sunt mai mari și zicem că cu ajutorul partenerilor noștri, în primul rând comunitatea, care trebuie să înțeleagă că sunt niște greutăți și noi mai facem o glumă. Conductele încă nu au fost inventate wireless. Trebuie să săpăm pământul. Că e ploaie, că e zăpadă, că e soare, n-avem ce face. Trebuie să le băgăm în pământ și trebuie să săpăm șanțuri și este un disconfort. De asemenea, înțelegerea partenerilor de dezvoltarea proiectului, consultantul care trebuie să dezvolte un proiect, este nemajor, până în 50 de milioane de euro, dar este totuși de o anvergură care necesită timp, cu atât mai mult cu cât va fi greu să găsim conductele pe care trebuie să le reabilităm și alte situații pe care trebuie să le avem în vedere când se dezvoltă o aplicație, o documentație de atribuire a unei lucrări. Și, nu în ultimul rând, trebuie să subliniez sprijinul pe care deja ni-l acordă Autoritatea de Management din Ministerul Fondurilor Europene, care ne-a ascultat, le-am prezentat proiectul ținta noastră și chiar a subliniat că este sigur că vom reuși și ne va acorda tot sprijinul. Este prezent aici reprezentanta Ministerul Fondurilor Europene,
La Bacău avem organismul intermediar regional ca și structură în cadrul autorității de management. O să rog, poate în conferința de presă sau înainte, să ne zică două cuvinte ca și pe reprezentantul consultantului județului Bacău. Cam acestea sunt legate de investițiile pe care le dezvoltăm prin programul operațional, intenționăm să dezvoltăm prin programul operațional infrastructură mare. Trebuie să adăugăm, nu în ultimul rând, și eforturile proprii ale operatorului Raja, care imediat cum a venit, a procedat la un inventar de probleme și cu efortul cu surse financiare proprii, până în prezent am depășit 5 milioane de lei investiți pentru reabilitări, intervenții, dotări pentru onești cu aparatură și echipamente moderne, lucrări de refacere a tramei stradale acolo unde a intervenit personal și de asemenea mulțumim domnului primar că ne sprijină în executarea, remedierea acestor defecțiuni și probleme pe care noi le întâmpinăm și ne acordă tot sprijinul în derularea într-un timp cât mai scurt să fie disconfortul pentru populație cât mai redus, atât în ceea ce privește execuția lucrărilor, cât și lipsa de apă. Deci aceasta este legat de programul de dezvoltare al infrastructurii. La centru zonal, domnul director Nant, domnul director coordonator, respectiv domnul Alexandru, șeful centrului zonal, dispune de această listă de investiții până la pe ce stradă urmează să executăm și ulterior când vom atribui și contractele și programul de derulare. Când, unde se execută, să știe fiecare că în săptămâna viitoare pe strada lui se va, să nu-și parcheze mașina sau să nu se trezească că ajunge acasă și nu poate să intre pe stradă. Să cunoască din timp, în așa fel să eliminăm cât se poate disconfortul pentru populație. Centrul zonal vă stă la dispoziție cu informații suplimentare, atât în ceea ce privește unde vom dezvolta investițiile, cât și pe parcurs modalitatea lor de derulare.